Mama săptămânii. Schimbare. Schimbare și aici. Gala schimbărilor. Doamna Gabi. Felicitări, domnule, m-ați speriat. Vă rog. S-a necat. Da, m-am speriat și eu. Ziceți, ziceți repede, până nu plângeți. Mulțumesc tuturor din inimă și din suflet. Mulțumesc. Principal. Din toată inima mea. Ce faceți acolo? Dacă aveți ceva de spus, spuneți, doamna Lenu. Ne contraziceam, dar nu pe... Nu, nu, nu. Scuze, scuze. Vă las să plângeți? Vă dau și un șervețel? Am luat. Ok. E, erați pregătită, cine știe. Adelina. Da. Marius. Sebastian. Nu plecați. Nu plecă nimeni. Parcă văd. Cine plecă? Nimeni. Colegii voștri nu vă vor aici. Știi că pleacă rotul. Colegii voștri nu vă vor aici. Sunteți cu un picior în afara casei Mireasa, în acest moment. Și mă întorc la voi. Aveți o săptămână la dispoziție să decideți ce concurent va părăsi casa Mireasa. Adelina, Marius sau Sebastian. Până sâmbătă, vă rog să votați pe toate cele trei platforme. 1272, mireasa.a1.ro și Antena 1, aplicația în dreptul emisiunii Mireasa. Sâmbăta viitoare aflăm cine părăsește casa Mireasa. Da, eu cred că ar trebui să vă gândiți și voi de ce ați fost nominalizați, de ce nu sunteți pe plagul colegilor, mai ales că, cel puțin în cazul băieților, a fost așa, un scor foarte echilibrat. În această seară aveți petrecere cu tematica Oktoberfest. Bucurați-vă, profitați de faptul că sunteți aici și puteți să fiți unul lângă celălalt și să vă mai bucurați de petreceri. Pentru că afară, am mai spus-o, nu e deloc bine, din păcate.